Este greu de presupus, greu de anticipat dacă va ajuta globalizarea mai mult sau dacă transparentizând, punând, descentralizând mult mai mult decizia și activitățile la nivel european, va da și mai multă relevanță statelor naționale, va ajuta la o colaborare mult mai naturală, mai firească între statele Uniunii Europene, fără să trebuiască să te mai întâlnești în Consiliul European și să votezi neapărat acolo în unanimitate anumite decizii. Eu cred că se va întâmpla totul mult mai real, mult mai repede și mai eficient și chiar mai ieftin decât să tot trimiți experți la Bruxelles de fiecare dată. Și eu cred că specificul național va avea un rol mult mai important în viitor. Eu cred în capacitatea blockchain-ului de a descentraliza foarte mult, de a lăsa foarte mult din decizie la nivel cât mai local, dar în același timp, sigur, coordonându-te în interiorul rețelei. Eu cred că s-ar putea să asistăm la o reafirmare a identităților naționale folosind blockchain-ul decât la o globalizare mai accelerată.